fac vagabonții, bombardieri. Nu te luați pe fete, că fetele nu vorbesc fac, ele acum ele acum vor să bagă. Nu e adevărat. Nu, Doamne ferește. Îi plac bombardierii, șmecherii ăștia care îi jură, le împlichează femeile, nu. Au fost astfel de băieți în emisiune și nu i-au plăcut deloc. Nici Coteanu, nici Ceanu. Nici celălalt. Nu, deci nu. Da, și eu. Eu vreau să vă reacție de băieți. Eu cred că o să mergem de acord noi doi. Aolea, ai văzut? Unde? Da. De acord. De acord. Și eu cred. Ce? O frică, da. Mamă, sunt în ochii noștri. Da! O frică să-l vorbesc, da. Nu, măi. Dar când te uiți atunci în întâlnire, vezi, Andreea, vezi, reacția vezi, băi, neapărat. Da, da, de ce? Se mai, fac mare război aici. Băi, știi ce? Să nu te viruseze ăștia. Ia uitați-mă. Dirty Dancing. Mamă, te-am zis, Mariano, a picat. I-ai rupt picioarele, Mariano. Salut, băieți. Salut. Te-am zis, Filip. Da, e de asta cu tine, e de-al tău. E de-al tău. Bine v-am găsit. Salut, Marius, îmi pare bine. Mare bine, ai venit. Sergio. Gabriel. E numele tău sau e nickname? Nu, e numele meu. Frumos. Nickname. Salut. Sergio. Italiano, Sergio. Spaniol. Spaniol. Spanish. Nu, mă, Sergio. Sergio. Da, Sergio. Sergio Ramos, adevărat. Pentru că cred că noi doi ne cunoaștem deja. Dacă nu ne cunoaștem, spun și îmi explic acum situația cum e. Stau aici? Da, frate. Te rog, vrei un par de apă? Da. Da, ați venit tu, de-aia vin toți acum. Ai căzut? Mamă, ce? Poate că știe foaia. Să uită pentru cine se nimerește? Ai auzit? Să uită și Filip și toți uită la Tuncu. De ce oare? Și n-a vrut de-a doua cu el. Că știe foaia doi, mă? Turcu a avut de-a face cu fratele meu. Pavarotti. Italian. Eu sunt frate-sul. Frate-sul nu era alb. Poftim? Frate-sul nu era alb. Real? Nu, nu era altul. Cum? Altul! Altul. Nu, păi suntem mai mulți, frate. Ai găsit treaba acum. Poftim? Ce treaba acum? Chestia cu... Cu... Cu Roxana? Clipul cu Roxana. A, fratele tău e băiatul care vrea cu Roxana? Da. Păi și pentru asta nu dai noroc? De ce îmi dai asta în el? Nu dau pentru că el... Voi dacă ați fi în locul meu, dacă v-ar înjura cineva de... Și așa, voi cum ați reacționa? Ai putea să dai noroc cu persoana respectivă? Da, puteam, frate, voi sunteți români, italieni, ce sunteți, recomandă? Oameni. Spanioli. Suntem oameni. Nu, dar ce ești tu la origine? Român. După cum vorbești și Și el e tot român, nu? Tot român, da, tot. Eu nu cunosc situația, dar... Da, și de asta n-am... Nu pot să dau cu norocul, cu orgoliu, nu mă lasă să dau și respect de față familiei mele, nu pot să dau cu el. A, e mai fair play așa decât să fii ipocrit, da, da. Să... Adică nu poți să te judece după aia, nu? Ei, o să te judece după aia. Da, mă, clar, dar dacă... Nu, mă, deja până la familie, până la... E o chestie prea intimă la ei, o chestie personală. Da. Și zic eu că n-a procedat frumos Turcu în jură familia. Eu știu că n-a procedat, ok, și trebuia să lasă la decizie. Bravo. Și în al doilea rând... Eu știu, dar nici... Da, el e impulsiv, la nervi, da, e impulsiv. Da, a fost o chestie impulsivă acolo. Dar și... nici n-a făcut ok dacă a publicat treburile alea. A făcut... Păi Turcu a început situația. Fratele meu, Pavarotti, n-a vrut să publice niciodată treburile astea. Ei, dacă spun adevărul, ei vorbeau mai de mult. Roxana cu fratele meu. Și... Ce înseamnă mai de mult? Mai de mult, nu pot să... Aproximează. Nu, înainte de un an, doi ani... Nu cred. O aproximație. Da. Vară, eu știu, da. Eu știu. Bun, știi. Și fratele meu n-a vrut să publicheze chestiile astea și făcând schimb cu fratele meu, el mai mare, de telefoane, a văzut mesaje de la Turcu că jura toate cele, a luat foc și a postat fără acord. Da, mă, știu, nu mă jură
mii de oameni pe internet, alții te plac, alții te înjură. Da, da, uite... Nu știu că a reacționat aiurea la chestia aia, înțelegi, nu știu că a reacționat aiurea. Trebuia să lasă să fie așa, voia sorții, să zic așa, să lămurească ea cu fratele sau cine era. Și nu trebuia să mă bag eu. Era treaba. Dacă nu te băgai, nu se afla nici acum treaba asta. Dar nu mă supăr. Ia stai, ce? Tu ești fratele lui Pavarotti? Eu nu mă supăr că... Eu nu mă supăr ce problemă ai tu cu el, că nu înțeleg? N-am nicio problemă cu el, doar că nu... Dar ce nu dai noroc? Treci așa, care, că nu înțeleg? Da. Ce da? Păi dacă ai ști cum e treaba, nu ai dat. Cum e treaba ce? Da, asta a zis. Ce nu înțelegi? Eu nu am bătut capul chestia asta. Voi ați făcut balamul din asta. Păi tu ai dat foc la paie, nu noi. Păi și tu ce ai făcut? Ce ați trimis? La cap, ești specială la posta, mă, la cap. Ca să vorbească despre asta, mă, la cap. Ce ați trimis, fratele meu? Păi n-am trimis, mie nu stă în caracter să fac asta. Tu ai venit special. N-am venit special pentru asta, nu vreau să dau detalii. Nu? Nu vreau să dau detalii. Dar ce ați încercat voi să faceți, că nu înțeleg. Nimic. Pentru ce ați făcut voi treaba asta? Care treaba? Cine? Tu cu fratele meu nu știu ce ai avut cu el. Ce am avut, mă, că m-am văzut în viața mea cu el, mă, eu. Niciodată în viața mea m-am văzut cu el, să știi. Niciodată, mă, că m-am văzut, întreabă-l și pe el. Nu știu. Fără să vorbim nimic, întreabă-l pe el dacă m-am văzut la tăgâința. Dar nici nu vreau să dau explicații pentru treaba asta. Da, mă, că nu m-a băgat pe mine mocir la asta. Au pus ei, dar ce-au făcut videoclipul? Ca să mă intimideze pe mine, nu? De ce filmezi? Oricum mergi la poliție, treaba aia e dată în instanță. Păi să mergeți amândoi, stați liniștiți. Pentru ce faceți? Dar vreau să te fac să înțelegi, Oxana, că n-a fost fratele meu Pavarotti să posteze videourile. Dar cine a postat, mă, ia? Fratele meu ăla mai mare care a luat foc. Da? Treaba asta, că el stă mai prost cu nervii și când a văzut că Turcu face așa... Da, uite și eu stau prost cu nervii, ce vrei să facem? Tu ce ai fi făcut? Băi, eu nu aș fi luat foc în felul ăsta. Mai ales în secolul ăsta, nu poți să-i... Nu mai spui în junglă, frate. Poate nu el direct a luat telefon și l-a înjurat. L-a sunat, l-a înjurat, l-a sunat, nu era la telefon, era pe WhatsApp. Vezi, tot... Că e vocal, că e mesaj, tot... Era mesaj scris. E mai special. Hai, oricum toți trebuie să plătiți pentru ce s-a întâmplat. Plătim, nu e problemă, dar noi vreau să măcar... O să vă doară cum o să plătiți. Credeți, că treaba n-a rămas așa. Și o să primiți pliculețul acasă, la poștu, la ușiță direct vine plicul. Acum câteva zile ajunge, oricum. Stai liniștit. Stai tu liniștit, băiatul. Dar ce se întâmplă aici? O să lucrați toată viața să plătiți pentru treaba asta. Vă zic eu. Ține, tu ești fratele lui băiatul ăla? Da. Și? Stați un pic, să înțeleg și eu că nu mai înțeleg. Păi dacă nu-ți aduce lumea, băi, n-am. Și tu ai venit special pentru asta? Nu, să stau prost. Ha? Sergi? Poftim? Tu ai venit anume pentru treaba asta? Nu, nu am venit pentru anume treaba asta. Pentru că eu am venit mai mult pentru tine. Dar dacă stau să intru în detalii, ar fi altfel situația și nu vreau să descoper situația asta cum e. Bun, dar ok, aici cum s-a ajuns la discuția asta? Pentru că eu nu vreau... A? Dar tu ai zis că tu ai avut treabă cu fratele meu, am crezut că... A, tu nu știi aici. Mă, și speriați, că ăsta l-a bătut la bănuiel, zic... Și da, ce bă, bă! Deja am derulat, zic că ăsta a pus mâna pe mine în somn, stai așa ca pe ăsta. Da, da, la revedere, n-a spus pe mine. Și-a pus mâna pe tine în pat atunci. Eu nu știam cum să te numesc când... Dar nu mă numești atât timp cât nu te numesc, Mariana. Și eu am te numit așa, zic, dar tu cum te compori cu mine? O să te rog să te uiți pe material, să vezi ce jigniri ți-am adus eu, bine? Nu mi-a plăcut cum tu reacționezi la mine și... Mă, era o gălăgie infernală aici. Și faptul că nu-mi plăcea cum te-ai comportat cu mine și de-aia ești, dar tu ești așa, pentru că te comporți cu mine așa. Eu eram supărată pe... Nu ai niciun motiv să faci un om cu Mariana, nu există scuze la așa ceva. Zic. Ce părere ai despre Ela și Jador? Crezi că o să vină împreună în emisiune? Nu, cred asta. După chestia, nu? Nu o să vină, nu o să o grijă. Că... Na, like-ul meu pe Pavarotti! Ah, unul lovit, doi loviți. Mă, să merge să ștergem măcar dacă ulei sus. Ha? Eu cu gemul unde am dat șterg, frate, de acolo, cădem în cap. Treaba voastră. Vreau să mănâncă, m-a deprimat. Au! Au, 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 au! Va, să ne aducă pâine, fată. Nu e nimic de mâncare, nu mai e. Băi, fraților, mi s-o ori fi soame. Îți place, Doprică?
Da. Dar ai urmărit emisiunea? M-am scris dinainte să aflăți. Nu ai văzut copii că era zâmbet așa, a venit așa. Ai urmărit emisiunea? Da, am urmărit în ultima perioadă. Din ce am urmărit acum un pic oprică. Oprică e frică că tu ai venit doar... Da. Ca să dai să te iei cu Turcu, să rămurești cu el situația. Da, iar nu crede că tu cu adevărat trebuie oricum, să-i arăți. Nu, da, o să dovedem. Asta mai ales arată. Mi-am dat și seama că o să arată se interpreteze așa situația. Mi-am dat seama. Și mă și gândeam, bă, cum să fac să nu se interpreteze așa, dar na, nu se poate. Nu pot să trebuie. Și care e faza cu Oprică, că ea a avut aici niște chestii nasoale. A fost băzit că a zis că o plac, la peste 3 zile a zis că nu o plac. Știau și făcut o Caterincă proastă. Și oarecum ea e în gardă, știi, că trebuie să fii convingător. Nu, vreau să demonstrez. Și să faci pași că treia să... Dacă o place sau simpatizezi sau vrei să o curăști mai mult, arată-i. Mama nu mă vrea așa, a, a. Nu mă vrea să zic oamenii după că am interes. Nu mă vrea să zic. Care din ele? Mă simte noi, tot de la față. Da, da, tot aici. Ia nu pot să te-am iertat acolo, mă, să la fătere. Dar ce bărba? Lasă, lasă, nu mai bea, că să supără fetele. Cine a zis asta, din casă sau din afară? Că dacă mă cuprinzi, avem interese. Ah, dar pe Livian e celul ăsta, nu știu că e bărbatul meu întâi. Da? Măi, bărbatul meu întâi. Vrei să stai? Mamă, sunt plină de ulei, de dulceață. Bă, mi-au pus ulei la intrarea cu urelea să... Eu eram cel la fel, eu am scat mai bine. Eu am avut noroc, mă. Și savarină pe clanță mi-au pus. Gabriel, parcă v-am adus plăcinte de la mama. Păi și aripi, le pune ce vrei. Și mă bucur, Livian, că a revenit la forma ta. La? La forma lui. Știi, el așa era la început. Așa era Livian la început. Vorbea, glumit. Adică... Bun simț, erai devenit așa o variantă proastă. Bine, bine, de multe ori ți-am zis chestia asta. Livian nu adopta stilul ăsta, nu te prinde. Eu cred că nu neapărat cu ce forța Bianca. Cred că așa, așa e ok și așa îi face. Nu, mă simțeam. Alina de la Solar, tare frumos să vorbi de tine. Simțeam că... Sau să nu-i greșești sau să nu o supe. Simțeam că parcă era tot contra mea, știi? Nu, tot ce era aici, parcă era contra mea. Și de-aia. Păi de asta n-am vrut să te jinesc, chiar dacă te-ai fost răutăcios în unele situații. Încercam să te înțeleg, mă, se bagă că n-a, e vita lui și pe undeva... Știu, mă, dar un pic ai devenit. Da, eu am fără recunoscut. Fără să vrea, fără știi. Să vrei, n-ai fost variantă. Da, i-am recunoscut. Și acum, după cine mi-a fost cu ea, nu neapărat că ți-o spus ea direct, bă, fii așa... Nu mi-o zici, și niciodată. Dar tu, involuntar, parcă da. Involuntar, să-ți faci pe plac, să nu mai atace lumea, ai devenit. Știu, dacă știu că în dimineața când m-a făcut toate felurile, ea râdea. Și ea tot certa că de ce nu vorbește altfel, știi? Știu că am zis în gala că... Ce vrei să devină... Ce, Bianca, vrei să fii un educat ca tine? Vrei să fii un om fără bun simț? Nu știu faza aia, dar aia normal nu merge acum... Da, mă gândesc că nu... Da. Păi, uite-te, mai ar bine că o văzut. Mai bine că dacă au învățat niște chestii de la tine și o să rămână în viața asta cu chestiile alea, o să se prindă bine. Na, ar fi culmea să nu știi să nu fi învățat. Sau poate să se împace. Nu, avem prea. Și acum am avut discuții câteva zile. Da. Nu vă mai mult. Nu cred. Mai mult ca sigur. De pe Instagram, Jador, mi-a trimis un vocal și un video. Și l-am pus pe internet. Și am făcut de rușine pe Jador. I-am zis că Jador, tu... Când? Acum? Când a fost ea ca acum? Azi la ora 3 de noapte. A, da? Da. Și am crezut că vin amândoi cu mașina în Turcia. Și am zis așa, Doamne ferește, Jador, tu ești cu fata care a acuzat-o că a pus mâna în pantalon la... Și am pus tag și o persoană dată. Și m-a rugat, zic că ești geloasă, hai te rog frumos, șterge. Nu s-o supărat tare. Că dacă nu ștergi... Ați scris ăla? După, când au văzut că o fac în toate felurile, Jador mi-a trimis vocal, am ești geloasă. Și care e problema ta și a tuturor? Că până acum niciun concurent nu m-a ascultat ce spun și nimeni nu înțelege nici o brânză. Dar tu deja ai început să înțelegi. După ce el a vorbit cu mine prin vocal de pe profilul lui Jador. Eu am impresie, Roxana Diana spune că eu am făcut asta de materia să apar la TV. Măi, da, mie nu-mi pasă că vorbi să apar la TV, dar asta e un lucru incorrect.
Adică Roxana zice, dacă eu să-și asume ce relația, e ok. Dar o prietenă nu are de ce să stea pe WhatsApp-ul Jador, înțelegi? Ea ca prietenă nu are de ce să stea pe WhatsApp-ul. Păi ce, să dea pe WhatsApp-ul Jador? Nu, de aia a răspuns de pe WhatsApp-ul Jador, a răspuns el. Da, o? Cine? El a răspuns pe WhatsApp-ul Jador? Ea nu vrea că să nu aducă în emisiune, că-i face... Ea nu vrea să vorbească ca să nu-i facă reclamă ei, că e asta vrea, înțelegi? Nu-i înțeles? Lasă, nu, vezi că eu nu sunt a doua opțiune dacă vrei să-ți faci cuplu, cum ne-ai zis. Eu, pe mine mă interesează de ea.